o funcționalitate care îmi place extrem, extrem de mult și pe care probabil m-ai văzut folosind-o la sfârșitul tuturor filmulețelor mele, este HUD, Heads Up Display. E un meniu care îți permite să cauți prin meniurile tuturor aplicațiilor. Hai să deschid Firefox. Spre exemplu, vreau să deschid istoric sau vizualizare, bară de unelte, bară pentru semne de carte. Deci eu trebuie să navighez, vizualizare, bară pentru unelte, bară pentru semne de carte. Dacă vreau să caut prin tot meniul ăsta care este mare, nu mai știu exact pe unde era, dar știu că se numea bară pentru semne de carte. Apăs tasta Alt și scriu bară pentru semne de carte. Bun, și îmi caută vizualizare, bară de unelte, bară pentru semne de carte. Și dacă dau Enter, o să-mi apară bara asta deasupra. Pac, mi-a apărut bara. Dacă vreau să fac aceeași chestie pentru istoric, alt. Bara laterală, istoric. Acum vreau să-l ascund. Istoric. Și practic îmi navighează prin bara pentru semn de carte, de bifez și dispare. Îmi navighează prin tot meniul ăsta. Ia ajutor despre Firefox, spre exemplu. Alt. Despre Firefox. Da. Fișier ieșire. Bun, și mi-a închis aplicația. Heads Up Display are nevoie de o altă funcționalitate care iarăși îmi place foarte mult, și anume meniul global. Meniul global e o funcționalitate care strânește foarte multă confuzie. De ce? Să presupunem că avem două aplicații deschise. Și am o aplicație care este în față și una este în spate. Deci acum e aplicația asta în față. Aici în stânga sus o să apară meniul aplicației din față, care e cea mai aproape de utilizator cumva, nu cea din spate, nu cea maximizată. Și apare numai când trec cu cursorul mouse-ului peste titlul ferestrei. Titlul ferestrei întotdeauna o să fie stânga sus. Deci dacă eu fac aici Fișier, Tab Nou, tabul o să-l deschidă în dosarul personal, nu în Firefox. Fișier, Tab Nou. Și am două taburi. Dar dacă Firefox este fereastra din față și dosarul personal este fereastra din spate, un fișier, filă nouă, îmi deschide tabul nou sau, mă rog, fila nouă din Firefox. Concluzia ar fi, trebuie să fii întotdeauna atent sau atentă la ce aplicație este în față, care este aplicația cea mai aproape de tine, nu cea care stă în spate. Chestia asta consumă foarte puțin spațiu și e absolut grozavă pentru laptopuri. Sper că am clarificat o funcționalitate care e destul de greu înțeleasă de utilizatorii noi. Pa, pa!